Domn Petre, vă place? Acolo cu Pintilin? Da. E un jucător. Da. Da, nu, Anton... Antrenor? Varianta bună pentru că... Păi, deocamdată e cea mai bună, nu? Dacă n-au reușit să aducă un antrenor mai cu experiență, cu rezultate, ce să spunem? Înseamnă că ceva nu e în regulă acolo, că nu poate să vină un antrenor. Nu reușești să aducă un antrenor. Ce e în regulă? Știți, nu poți să lucrezi cu Gigi Becali dacă ești antrenor. Poate și din cauza asta. Cine știe, poate din cauza asta îl refuză. Da, să sperăm că derbiul o să fie frumos și o să vedem multe goluri. Sunt foarte multe schimbări, foarte multe comentarii, eu știu foarte mulți jucători, cumpărați, vânduți, e o nebunie de... Așteptăm, nu știu, de foarte multe ori, tot așa, înainte de meci, înainte de derby se vorbea foarte mult, foarte mari așteptări și se termina la egalitate și pe timpul nostru. Eu cred că și de data asta o să fie o egalitate între Steaua și Dinamo. Și cei de la FCSV sunt afectați ca și efectiv, lot jucătorii. Da, afectați. Nu sunt afectați. Titulari obișnuiți sunt toți cu COVID. Mai nu știu, dar cu COVID, ne-COVID, dar se antrenează și sunt pe teren, nu? Acum dacă nu o să reușească să-și aducă cei mai buni jucători, o să aibă probleme, s-a și văzut. Mai înțelegeți ceva din acest Dinamo, cu atâția străini aduși acolo, Cosmin Contra se bazează așa, parcă pe o armada. Păi ia, da, au început. E sistemul lui Cluj, nu? Și Cluj are foarte mulți străini și a început și Dinamo. Și poate dacă o să aibă grijă, dacă o să aibă experți de a aduce jucători buni, încet, încet o să își facă o echipă bună. Deja a început să joace mai frumos fotbal, mai bun. Fotbalul care joacă Dinamo e mai bun acum. Aveți încredere în Pablo Cortacero și acest spaniol, proiectul acesta? Păi eu știu. Să avem încredere, nu? Au venit cu dorință de a schimba, de a face și avem încredere, dacă n-am, nu știu, eu... Pentru fotbalul românesc, mă gândesc. Pentru fotbalul românesc, da. E bine să avem echipe în Liga Campionilor, în grupe și în Liga UEFA. E bine, acum nu e bine pentru jucătorii noștri, că dacă vin mulți străini ai noștri, unde să se ducă? Și după aceea o să trebuiască să facem selecția pentru echipa națională și o să fie mai greu. Dar